astăzi ne vom juca un joc care momentan nu-mi dau seama dacă este horror. Dar din ce am observat, este un joc exact cu el. Ați văzut? Exact aceeași față e. Deci, să sperăm că acest domnișor nu ne face niciun rău în acest joc. Pentru că eu nu mai vreau să mai țip. Dar din fericire, la fel, filmăm la o oră destul de bună pentru a țipa. Dar te rog frumos, să nu ne speri. Te rog eu mult. Oh my god, mi-e frică. Nu mai fi fericit, te rog frumos. De asemenea, nu uitați să dați un subscribe pentru a atinge suma de 100k subscriber până în 2024. Un like pentru că, la fel, ne-ar ajuta foarte mult. Dacă ați da pe butonul de like, să strângem măcar 1500 de like-uri. Să intrați pe Instagram-ul nostru pentru că postăm aproape în fiecare zi, ori pe story, ori la postări. Și măcar să fiți la curent. Iuleu! Iuleu! Păi stai! De ce suntem noi aici? Ok, yes. Vedem ce ne oferă, ce întrebări. Are you having a nice day? Dacă avem o zi bună. Bă, noi avem acum în prezent o zi bună. Ia să vedem ce ne mai oferi tu. Am multe responsabilități. Da, nu, hai să zicem că da. Uneori avem și responsabilități. Deci ce este? Un joc cu întrebări? Look around for a moment. Chat, îmi dau jocul mai încet, mi-e frică. Îmi dau jocul mai încet, mi-e frică în ultimul an, mi-e frică. Mai este și ăla acolo, ce aia? Arată așa de creepy. Nu, suntem împreună cu Bloopfish, cu al nostru. Have you ever felt like that was somebody in your room? Nu. E frică, chat. Dacă avem vreo idee unde suntem. Suntem la noi în cameră. Deci da, știm unde suntem. Da, am avut panică, atacuri de panică. Mi-e frică, chat. Îmi dau volumul pe încet. Nu mai vreau. Ok, dacă ne-am pus vreodată întrebări existențiale. Da, ne-am pus uneori. Ne întreabă dacă credem în Dumnezeu. Da, credem în Dumnezeu. Dacă ne este frică de întuneric. Bă, sincer, mie uneori mi este frică de întuneric. Dar dacă stau la lumina lunii, sunt fericită. Deci o să zic că... Nu. Certain? Ce înseamnă certain? Ești singur? Sigur? Nu. Sunt cu prietenii mei. Am avut vreodată un vis care să se simtă ca fiind realitate și să nu mai distingi realitatea de... Da, am pățit. Dacă avem ceva fobie. Da, avem câteva fobii. Bă, sincer, în camera asta nu mă simt confortabil, așa că o să zic nu. Dacă luminile s-ar închide, oare m-ar speria? Așa zice da, și acum s-a închis. Nu m-am întrebat niciodată când o să mor și nici nu vreau să mor. Ce? Have you cleaning off your desk lately? Cred că nu. Open the folder in your desk. You're from Romania. Hai pe bune, nu mi-am dat seama, nu-i ca și cum în contul care te conectezi pe Roblox scrie acolo că ești din România. Da, normal că sunt din România, nu-s fraieră. Jocule, do you have any enemies? Dacă am ceva oameni care... Probabil că am, dar nu-i bag în seamă, deci voi spune nu. Do you think often about death? Nu, chiar deloc, nu ne gândim deloc la moarte. Dacă dintr-o dată aș dispărea, cineva s-ar interesa de mine? Da, mulți s-ar interesa de mine. Sunt singură? Nu. Nu accept să fiu urmărită de când răspund la aceste întrebări. Mi-e și frică, chat. Do you even feel like you want to do something bad, even though you know it's wrong? Dacă m-am gândit vreodată să fac ceva rău, chiar dacă știu că este... Bă, am avut momente, dar mereu am zis nu la ele. Din tristețe sau din supărare sau mai multe. Să opresc ceasul? Ah, ok, nu știam că se poate opri. If you screamed
Would anybody hear? Dacă aș țipa, cineva m-ar auzi? Da. Dacă mi-e frică de împușcături, o să zic nu, pentru că am senzația că la un moment dat o să se întâmple chestia asta. Behind you. Oh, God! Oh, God! Nu! Nu vreau să mă uit! Nu vreau să mă uit! Pick up. Mi-e frică, chat. Nu. Mi-e frică. Chat! L-ați văzut? Mi-e frică, chat. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Îmi dau căștile pe zero. Îmi dau căștile pe zero. Nu mai fac nimic. Gata. Gata. Nu mai vreau să mai aud absolut nimic de la jocul ăsta. Ne jucăm fără sonor. Da, gata, m-am relaxat. Nu mai este nevoie. Are you feeling real and not just programming like a machine? Da, mă simt foarte reală, nu mă mai panica și tu. Did you cry yesterday? Nu. Have you seen the person sitting outside your window? Da, l-am văzut. L-am văzut, deci era o persoană. Is there a meaning to life? Da! I was watching you in your own home? Păi odată ce am văzut acel lucru, o să zicem că da. Dacă știm momentan cine suntem. Da, știm cine suntem. Dar mai avem de descoperit. Știi ce se întâmplă în momentul de față? Ne jucăm un joc Roblox, zici da. At night? Păi având în vedere că am auzit chestia asta și noi suntem noaptea, o să zic că da. Dacă am experimentat vreodată sleep paralizia. Nu și nici nu vreau. Și să știți că am descoperit că poți să ai experiența de sleep paralizia dacă te uiți la foarte multe documentare sau dacă te uiți la filme horror sau la chestii de astea dubioase și dacă stai pe spate. N-am înțeles de ce, dar asta se întâmplă. If you all told the truth about your experience. N-am înțeles întrebarea, dar o să zic da. Wow, for real? Nu mi-am dat seama că mă cheamă Zoe de pe joc. Is it really you answering? Yes. Eu vorbesc cu tine, dar cine crezi că vorbești cu tine? Do you know the truth? Vrem să știm adevărul? Hai să aflăm adevărul. Mi-e frică, o să primești jumpscare? Look out your window. Păi bă, mă ui și... Nu mă mai uit, eu nu mă mai uit, să știți. Mă uit așa la... Mă uit la voi ce vedeți. None of this is real. Wow. What do you mean? Ba da, e real. E adevărat, nu mă mai panica. E foarte adevărat ce se întâmplă aici. Alo. Eu doar visez. Totul este normal pe jocul ăsta. I can finally set you free. Păi, dar nu vreau să... Nu vreau. Ce? Am fost deconectați și după când intrăm să verificăm ușa. Ok, deci intrăm iarăși și a zis că să verificăm ușa. Verificăm ușa. Și jucăm iar jocul, să zicem, da? A zis să verificăm ușa. Înțeles acum, gen ușa de la mine de acasă. Ah! Genius.